Bună ziua, dragii mei. Sunt Sorina Stoian și pe parcursul lecției de astăzi vom vorbi despre o a doua teoremă referitoare la arce și coarde, din cadrul unității de învățare Cercul. Exact ca și în materialul anterior, când am vorbit despre prima teoremă, vom rezolva împreună o problemă cu caracter practic-aplicativ, iar apoi vom deduce împreună teorema care stă la baza rezolvării acestei probleme. Așadar, în figura de mai jos este reprezentat un teren de joacă având formă de disc. În cadrul jocului ștafeta, doi copii aleargă de la A la B și respectiv de la C la D. Care dintre cei doi copii au parcurs o distanță mai mare, știind că arcele AB și CD au aceeași măsură? Așadar, construim cercul, ca în figura de mai jos, cu ardele AB și CD, care subântind arcele congruente AB și respectiv CD. Pentru a vedea care dintre copii au parcurs o distanță mai mare, vom proceda în felul următor. Vom construi triunghiurile AOB și COD, trasând razele AOBOCO și OD. Și astfel obținând triunghiurile AOB și COD. Știind că arcele AB și CD sunt congruente și că unghiul la centru are măsura egală cu arcul subîntins, putem afirma că unghiul AOB, unghi cu vârful la centru, este egal cu măsura arcului AB. Și unghiul COD este egal cu măsura arcului CD. Însă, în ipoteza problemei, ni se spune că arcele AB și CD au aceeași măsură. Așadar, unghiurile AOB și COD vor fi congruente. De asemenea, AO este egal cu OB, este egal cu CO și cu OD, toate patru fiind raze. Așadar, putem afirma că triunghiurile AOB și COD sunt congruente conform cazului de congruență, latură, unghi, latură. Deoarece avem două laturi două perechi de laturi congruente și unghiurile dintre ele congruente. Deci, având triunghiurile AOB și COD congruente, vom putea afirma că și coardele AB și CD sunt congruente. Așadar, ambi copii au parcurs aceeași distanță. Care este concluzia? Concluzia este că dacă arcele sunt congruente, și coardele care subântind acele arce vor fi congruente. Așadar, teorema vizată de acest material este următoarea. Într-un cerc sau în cercuri congruente, la coarde congruente corespund arce congruente. Are loc și teorema reciprocă, adică într-un cerc sau în cercuri congruente, la arce congruente corespund coarde congruente. Acest lucru îl putem scrie astfel. Dacă arcele AB și CD sunt congruente, atunci fără a mai demonstra, putem afirma că coardele AB și CD sunt congruente, ceea ce am demonstrat noi în problema anterioară. Și teorema reciprocă, dacă AB este congruent cu CD, deci dacă coardele sunt congruente, atunci automat și arcele vor fi congruente. Aceasta este o altă teoremă referitoare la arce și coarde pe care trebuie să o reținem, o teoremă care apare în foarte multe probleme cu cerc. Aceasta a fost lecția de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție! Vă doresc numai bine! La revedere!